Terminalul T1 al aeroportului din Iași va fi repus în funcțiune luna aceasta, iar zborul inaugural va avea loc peste o săptămână, pe 11 decembrie, atunci când aeronava Ferdinand va efectua un zbor omagial închinat centenarului. Directorul aerogării eșene, Cătălin Bulgariu, îi invită la show-ul aviatic pe toți cei interesați de acrobații și adrenalină. Că pe data de 11 decembrie, la ora 15, va avea loc zborul inaugural. Vom deschide terminalul T1. Nu este o investiție nouă, ci este pur și simplu punerea în funcțiune a acestui terminal pentru a face față acestei creșteri de capacitate. Realizăm și noi o sărbătorire a centenarului, astfel încât Blue Air-ul va realiza un zbor omagial cu aeronava Ferdinand la Iași, pe data de 11 la ora 15. Aeronava va fi flancată de două avioane de acrobație care vor face un mini-spectacol aeronautic și așteptăm toți eșenii să vină la aeroportul Iași să vadă acest spectacol, un fel de cadou de Crăciun. Și Moș Crăciun va fi prezent la evenimentul de pe 11 decembrie și nu va veni cu Sania. Evenimentul este completat și de prezența lui Moș Crăciun, care anul ăsta vine cu avionul și va împărți cadouri la câțiva copii de la centrele de plasament ale Direcției pentru Protecția Copilului din județul Iași. 11 decembrie, ora 15, aeroportul internațional Iași, un reper de trecut în agendă.